Iubiți credincioși, ne apropiem de o perioadă importantă din viața bisericii noastre, și anume perioada Crăciunului. O perioadă în care credincioșii noștri sărbătoresc nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Crăciunul pentru noi creștinii este o sărbătoare a bucuriei, pentru că în ziua de Crăciun, Fecioara Maria îl naște pe Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a avut două firi. Una dumnezeiască, pe care o ia din Dumnezeu Tatăl, mai înainte de veci, după cum spunem în simbolul de credință, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dar are și o latură omenească, o fire omenească, pe care el o ia din Fecioara Maria. Este singura credință în care dumnezeirea se întrupează. Este o șansă unică pentru noi creștinii, ca în momentul în care Hristos se întrupează, noi să devenim și noi frați cu Iisus Hristos. Prin botez, noi nu facem altceva decât devenim fii ai lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, în ziua de Crăciun, ia trup omenesc, atunci omul are această chemare să devină și el Dumnezeu prin Dumnezeu care, iată, se întrupează. De aceea, nașterea Domnului după trup este o perioadă de bucurie, o perioadă în care Hristos, sub forma unui prunc, vine pe pământ. Iar noi, în momentul în care îl primim, trebuie să ne deschidem nu doar porțile acestea ale caselor și ale bisericilor, ci porțile inimii noastre, pentru ca să-l primim pe pruncul Hristos în inima și în sufletele noastre. În ultima perioadă, poate prea mult accentul în această perioadă a sărbătorilor de iarnă, cum ele sunt intitulate în credința noastră, se pune accentul pe această comercializare a Crăciunului. Foarte multă goană după cadouri, copiii să primească doar dulciuri sau alte daruri, uitând un lucru esențial. Crăciunul și sărbătoarea aceasta are o bucurie a familiei, a întrunirii celor dragi. De aceea, nu neapărat masa aceea îmbelșugată este importantă, ci este importantă comuniunea pe care o avem cu cei dragi ai noștri, participând la slujba care are loc în noaptea de Crăciun, pentru că iarăși o tradiție a țării Făgărașului. Noaptea de Crăciun, slujba se făcea undeva în noapte spre dimineață. De ce? Pentru că cetele de feciori care colindau plecau cu o zi înainte și în momentul în care ei își începeau această, după ce terminau prin sat, undeva pe la ora 2, 3, poate 4 dimineața, în funcție de cât era comunitatea de mare, nu se mai duceau acasă pentru a se odihni, ci mergeau cu toți în biserică și acolo se oficia slujba din ziua de Crăciun. Este o bucurie comună. Se mai păstrează această tradiție în anumite zone din țara Făgărașului, deși, cu părere de rău pot spune, foarte puține sate mai au tineri care să organizeze aceste cete de feciori. Tradiția totuși se păstrează, dar în mai puține sate față de înainte, când se erau și câte două cete de feciori în satele mai mari, unde erau împărțite, să zicem, în două comunități. Și atunci se făceau câte două cete de feciori. Acum se mai fac în satele unde mai sunt tineri sau unde mai vin aceste cete de feciori. Și astfel că slujba se oficia după ce aceștia terminau de colindat și veneau în biserică, în primul rând, pentru a duce slavă lui Dumnezeu. Cetele de feciori reprezintă o ceată care vestesc nașterea Domnului. Dar care este tradiția ei? În primul rând, ceata de feciori se adună în data de 6 decembrie. Este ziua Sfântului Ierarh Nicolae. În această zi se ridică ceata, după cum spun ei. Care este scopul cetei? Este acela de a forma se adună la o gazdă și aici ei formează exact ca în armată. Se organizează. Există un vătaf, există o persoană care se ocupă cu stegarul și persoane care se ocupă bucătar, cel care are grijă de băutură. Cetele de feciori se adună din nou în această perioadă a postului pentru a învăța colinde. Iar în ajunul nașterii Domnului pornesc din casă în casă pentru a vesti nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. În ziua de praznic vin la biserică și acolo împreună cu comunitatea colindă pe toți cei care sunt prezenți.
A doua zi, în data de 26 decembrie, ceata de feciori se ridică pentru a merge la joc. Care este semnificația jocului? Este aceea a bucuriei de a fi împreună în această comunitate. După slujbă, merg acasă, mănâncă, iar apoi se ridică jocul, mergând din casă în casă pentru a invita pe toți din comunitate la această tradiție a jocului. Jocurile acestea continuă și în zilele următoare. Ceata de feciori își încheie activitatea în data de 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul. Este o tradiție aici în Țara Făgărașului ca toate cetele de feciori, în momentul în care se încheie, să vină în Țara Făgărașului la Catedrala din Făgăraș pentru a sărbători împreună acest moment al desfințării cetei de feciori. Tradiția cetei de feciori vine dintr-o perioadă mai veche a noastră. Se spune că ele aveau la început această semnificație de a fi cei care păzeau granițele țării noastre, pentru că aici, după cum știm, munții țării Făgărașului reprezenta o graniță între Transilvania și Țara Românească. Iar băieții erau adunați în aceste cete și erau puși ca să păzească aceste granițe. De aceea, în costumul popular al țării Făgărașului, avem acele cizme care nu erau altceva decât cizmele din perioada aceasta a războiului, acele cizme lungi, iar restul hainelor care se reprezintă specificul țării Făgărașului, acei ițari, acele costume naționale pe care tinerii le îmbracă în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. De aceea vă așteptăm pe toți ca să participați în număr cât mai mare la această tradiție frumoasă din această perioadă a țării Făgărașului, la aceste cete de feciori care sunt specifice mai ales părții de sub munte, cum spunem noi aici, satele de sub munte, care semnifică această bucurie a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Vă dorim pe această cale un Crăciun fericit și vă așteptăm ca să participați în satele unde se organizează cete de feciori pentru a vă bucura împreună de această comuniune cu aceste tradiții specifice țării Făgărașului.